Eu sunt Diana. Iar eu sunt Bianca. Și ne-am apucat din noul nostru vlog. La început de toate, vă spunem, nu suntem normale, pentru că nu cred că o persoană normală ar ieși să sară în bălți pe ploaie. Adică plouă destul de tare aici și noi suntem cu umbrelele, se vede. Și departe de casă. Da. Și am zis să vedeți și voi împrejurimile pe aici. Hop. Da. Acum suntem lângă un stop, stați. Uitați acolo stop. Ce frumos. Cam atractiv. Da. Nu știu, noi suntem din județul Cluj, Câmpia Turzii. Da. Și cine vrea să ne cunoască ne poate cunoaște. Cine stă în Câmpia Turzii poate să ne cunoască. Da. Iar... Nu, înapoi. Înapoi? Da. Iar acum am trecut pe o stradă foarte aglomerată, numită principală. Normal. Așa. Uite! Doamne. Mai sunt femei pe stradă. Da? Alea sunt foarte deștepte, au umbrele, dar nu folosesc. Măi, măcar noi ne folosim. Da. Și dacă ăsta o să vă arătăm școala mică, unde se fac clasele 1-4 și noi putem intra acolo când vrem. Și nu chiar înăuntru în școală, dar putem în curte. Și o să vă arătăm. Da. Trec multe mașini. Da. Și scuze pentru gălăgie. Uite astea. Casă de vânzare, sună? Adică noi am fi în stare să sunăm la o casă de vânzare. Și uitați încă umbrelă, pentru că de ce nu? Stăm în dos o umbrelă, dar păi n-am. Și da, păi n-am, ca să putem filma, că lasă nu ne-am vizat. Și foarte mult de acum să ne apucăm de vlog sau chestiile astea. Dacă nu cred că am fost pregătite sau chestii din astea. Uite, cizlulite! Dar spuneți că noi suntem normale. Și imediat o să trece pe lângă... O biserică. Da. Copac. Copac. Și aici am pe latricele de cotone, am zis, de pietoni. Exact. Admirați lumea, uitați, oameni. Uitați-o ca să... Admirați. Scuzați-mă, nu sunt normală. Carus! Nu știu cine e, dacă n-am. Așa, am revenit și eu. Diana, ține să vă arăt toate semnele de circulație ca să le învățați. Da. Deci, na. Am închis umbrele. Da, da, da. Și la copac în primire. Da. Și aici este strada din spatele nostru. Și o să vă arăt unde o să stau, unde stau eu. Noi stăm dincolo, la o stradă înfundată. Și probabil că următorul videoclip o să fie cu să ne cunoașteți mai bine. Da. Așa, să începem să mă prezint. Eu sunt Diana, am 13 ani, îmi place foarte mult culoarea negru și roșu. Am avut iubit din cauza distanței ne-am despărțit. Eu am stat în Spania și s-a mutat în România. What the fuck? Scuze. Ce spuneam? Da, îmi plac foarte multe sporturi, spre exemplu, fotbal, volei, handball. Ce vă mai pot spune nimeni? Am peste 1,50, să știți. Și sunt o nebunatică, pentru că merg în ploaie. Da. Foarte, în Spania foarte multe persoane m-au întrebat dacă vreau să merg la un psiholog să vadă dacă am ceva probleme. Am spus că nu. Iar acum eu. Eu sunt Bianca, am 12 ani, locuiesc în Câmpia, Turzii.
Da. Îmi place culoarea verde și albastru, orice culoare dintre ele. Și nici eu nu sunt foarte cuminte, cum aș spune, pentru că, na, filmez cu Diana prin ploaie. Da. Și, da, no. Eu încă n-am avut prieteni, dar îmi place de demenți, care nu o să le spun numele. Dar nu cumva să te prind. Și da, trecem imediat pe lângă o biserică. Da. Suntem amândouă... Amin! Suntem amândouă ortodoxe. Nu ortodoxe, și creștine, auzi la mine. Da. Nu ortodoxe, creștine. Primul videoclip, deci vă rog. Respect. Da. Mai ales o să edităm toate fazele astea. Așa, ce videobloguri îmi plac mie? Doza de haș. Și nu știu dacă știe cineva vreun blogger spaniol, dar mă uit la Luis Michel, Rubio Solasso, Germán și... Cum se numește la Luis Michel. Iar eu tot Doza de haș, pentru că e foarte fain, deci vă recomand să o urmăriți. Mike haș, te adorăm! Like și share! Da. Și mai place și tequila, pentru că face niște provocări foarte faine. Și like și share, din nou. Da. Și am unghiile foarte nașpa, pentru că... Da. Una, ai verde, exact. Restul... Necolorate. Da. Și iarăși, iarăși și foarte mare gălăgia. Da. Și na, uite băiețel! Noi cu părinții, dar dacă noi făceam cu una, e urât. Știu. Adică noi mereu când vedem un băiat, ne dăm părerea despre el. Părerea. Părerea și spunem dacă e fain sau dacă e frumos sau urât. Uci, puti. Era acolo. Cred că era părerea. Ha, da. Acum plouă destul de tare. Și da, am mai spus asta de 1000 de ori, dar... A, da, am un anunț special, am vorbit cu Bianca, dar pe n-am, mi-a venit acum în minte. E, dacă vreți, ne puteți spune câte întrebări vreți și, și provocări. Eu, cu siguranță, le fac 100%, nu știu, Bianca. Normal. Adică noi ne puneam, când nu ploua, ne puneam în mijlocul... Trecerii de pieton și începeam să jucăm pic-pic sau cireșica, adică jocurile copilăriei. Da. Sau am legat o oață de la un stâlp la altul, a venit un om și s-a căsat în el. Și a început să ne înjure. Da. Da, că m-aș fi vrea. Pentru că na, noi trăim periculos. Da, pericol public. Și uitați un om. Da. Acum o să intrăm, uitați un pui de-al părintelui. Pui. E frică de mine, n-am speriat, săracul. Acum Mircea. O să mergem imediat în curtea școlii când ajungem. Da. Și acolo o să începem, punem undeva telefonul, cred, și începem să ne filmăm și facem da. Chestii. Și ne prezentăm și chestii din astea. Ne-am prezentat deja. Deșteaptă. Da. Și uitați cui. A, da, amândouă avem cățel, ciao-ciao. A mea e mai mică și a meu e mai bătrânel, da, să spun așa. Și pe ea o cheamă, pe cătușa mea e fată, o cheamă Akita. Și pe cățelul meu îl cheamă Dusty, e băiat, exact. Logic. Și probabil o să aibă puiuți. Pentru că da, de ce nu? Și am, cred că toată lumea se uită la noi și dau seama oare ce încearcă fetele astea să facă. Ce? Adică, nu prostii, peste 18 ani de gând să fac. Sunt prea mică. Alea, o fetiță inocentă. Adică, no, noi mergem... Hai să sărim în bărți. Nu suntem normale. Și... Adică nici nu știu dacă s-o văzut ce-o filmat de-a întorcând camera. Nu-i bani. Nu-i bani. Uite. Abă n-am dacă se... Ah, ce m-o stropit! Aia se întâmplă dacă nu ești atentă. Tu nu erai atentă. Ana, se mor tu. A, sunt mor tu. Nu mai știu. Deci m-o dat asta, vaca asta. Și acolo este școala mică.
Adică se numește școala mică de ore, ce mai este încă una în centru. De continuare la... Se spune așa. Aici se fac clasele 1-4 și de acolo se fac clasele 5-12. Dacă știe cine, dacă se întreabă cineva cum se numește, este Pavel Dan. Liceul teoretic Pavel Dan. Da. Și poate, probabil, dacă vrea Diana, o să trecem pe acolo să vă arătăm și la mare. Da. Acolo făceam eu tenis. A, da, și sporturile pe care le facem. Ia, face. Spune. Nu fac niciun sport. Faci dansuri. Și ăla-i sport. Nu-i bai, totuși faci ceva. Și eu fac tenis și not. Da. Ai luat ceva, a, da, încă o întrebare. Ai luat ceva, să vă mai spunem, ai luat și meditații. Eu la engleză și ea la... Matematică. Exact, acum nu mai luăm. Și suntem în vacanță, de-aia putem, ne permitem să filmăm. Mm-hmm. Și nu știu, sincer, dacă o să mai apucăm să filmăm de acum încolo. De ce nu? Pentru că va fi școală și va fi teme. Și da. Și nu știu, cu siguranță, adică timpul să ne permită, mai ales că sâmbătă mă duc, adică mai avem timp să filmăm numai mâine, că sâmbătă mă duc la Cluj și atunci na... Nu la Cluj, la Băile Felix. Și o să încerc să filmez și pe acolo și să... Da, și probabil o să mai filmeze Diana singura. Eu am să mă duc să tai un porc, săracul, îl înjunghiu pe la spate. Tai, e papsoricul. Acolo, chiar în fața noastră, după școală este Armagedonul. Și unde se face discoteca. Și acum vom deschide porta. Și am intrat. Au. Intrăm. Da, hai Bianca. Uitați! Normal, aici este o baltă care Diana și se bate prin ea. Logic! Uite! Dar nu știu dacă se vede, dar noi, vai, o să mă credicem. Și cu siguranță, când o să ajungem în curtea școlii, o să vă prezentăm. Vom pune... Aici e curtea școlii. Da? Aici, pune... crepătura asta, cred că a început din cauza noastră, lovind cu mingea. Exact. După aia o să punem, o să tăiem filmulețul și o să facem o a doua parte, pentru că deja vreo 10 minute, 11. 12 și 20, aproape. 12 și 20 minute. Ce contează? A, da, și dacă știți un site bun de editare, să ne spuneți. Așa. A, da, și încă o întâmplare. Liceul teoretic Pavel Dan. Da, județul plus, cum de atunci. Și să vă mai arătăm ceva foarte important. A, da. Asta este din cauza mea. Deci, să vedeți să știți. Voi opera. Opera mea de artă. Asta se rămâne până. Vedeți până acolo crăpătura aia micuță? Dacă se nu vede. Nu știu dacă se vede. Sper să se vede. Am făcut-o eu cu un papuc, l-am găsit pe stradă și am început să arunc cu el. Un papuc, probabil. Da, e foarte, era negru, cu tot cam atâta. De 15 cm pe acolo, să spunem. Cam așa. Și hai să lăsăm. Cu siguranță 100% era a unei fufe. Exact. Dacă dacă nu știți, uitați-vă în dicționar. Noi nu vă explic eu ce înseamnă. Fufă înseamnă curvă, care se dă la toți bărbații și mai pe acolo făcând laba. Ce așa. Interesant. Da. O să punem umbrele de aici, pentru că tu, nu. Tu, ok. Așa, să filmăm. Și noi punem foarte faine porecle. Da. Magă, spre exemplu, am o prietenă foarte bună și i-am pus numele Ursula. Da, nu-i foarte bună. Ursula. Da. Nu o să vă spunem de la ce, dar contează că îi spunem Ursula. Și la un coleg, pentru, un coleg de-a meu, pentru că e roșcat, îi spunem Zacuscă. Zacuschiță. Deci o să ne vedeți eu foarte des, punând, făcând chestii nebunești. Da. Normal. Bun, și asta a fost pe ziua de azi. Vă așteptăm la blogul nostru, care încă nu știu ce nume se pune. BD ne mai blog. Gândim. Da, BD blog, poate. Da. E, și ne vedem în următorul episod. Pa! Pa!